Conducerea primăriei Roman a evaluat situația creată de căderile masive de zăpadă de săptămâna trecută. Principalele pagube sunt legate de distrugerea de către viscol a unor copaci care la rândul lor au avariat mai multe mașini. Se anunță o săptămână în care temperaturile vor fi bune pentru activitățile pe care ne le-am propus să le facem, dar din păcate sfârșitul săptămânii trecute a însemnat reîntoarcerea iernii. Am fost prezent vineri încă de dimineață pe teren pentru evaluarea pagubelor și pentru coordonarea echipelor de intervenție. Încă de vineri dimineață, data de 21 aprilie, de la ora 5:45 și până sâmbătă după amiază, sâmbătă 22 aprilie până în jurul orei 18, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost prezent în teren pentru a interveni în vederea degajării arborilor căzuți peste autoturisme. Am avut 10 astfel de situații, 10 autoturisme avariate și de asemenea pentru deblocarea căilor de acces din cauza fenomenelor nefavorabile. Au fost 118 intervenții de această natură și în totalitate 120 de arbori care au fost toaletați și câțiva dintre ei chiar și doborâți. În cursul acestei săptămâni se continuă activitatea de degajare a arborilor care au rupt cablurile electrice și pe cele de internet. Continuăm activitatea încă de la primele ore ale dimineții pentru degajarea arborilor căzuți. Prioritatea pentru noi a fost aceea de a îndepărta pericolul iminent de căderea crengilor rupte. Am avut chiar și intervenții în zona unor locuri de joacă. Și ulterior, începând de astăzi, așa cum vă spuneam, să îndepărtăm materialul rezultat în urma acestor căderi de arbori. În mai multe situații am avut și cazuri de rupere a cablurilor electrice sau a cablurilor de internet, iar ca și măsuri am încercat pe cât posibil doar să îndepărtăm, așa cum vă spuneam, crengile care erau afectate de cantitățile mari de zăpadă și cele care s-au rupt și doar în situații extreme să tăiem arborii cu totul sau să, în cazul arborilor care au ieșit cu totul cu rădăcină din pământ. Echipele de muncitori de la primărie au lucrat cu angajați și voluntari ai serviciului local pentru situații de urgență. Noi am intervenit în toată această perioadă cu 5 angajați de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, cu 3 voluntari, cu 3 angajați de la Serviciul de Iluminat Public, cu 4 motoferăstraie și cu platforma hidraulică ridicătoare pe care Primăria Municipiului Roman o are în dotare. Conducerea primăriei speră ca, până la jumătatea săptămânii în curs, să finalizeze operațiunile de degajare a resturilor de vegetație smulsă de viscol atât pe străzile municipiului, cât și în parcul municipal, care trebuie pregătit pentru deschiderea estivală ce va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.